Tutorials sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. După cum v-ați dat seama din titlu, astăzi vom vorbi despre Dragobete. Ce este, când a început, ce reprezintă și... da, Dragobetele, sărbătoarea tinereții și a iubirii. Când se serbează Dragobete? Pe vremuri, preajma zilei de 1 martie, cel mai adesea, pe 24 februarie, oamenii țineau să facă Dragobetele. Probabil că luna februarie era considerată luna primăverii, iar ziua de 24 este momentul în care natura se trezește, păsările își caută cuiburile, iar oamenii sunt fericiți. Cine este Dragobetele? Divinitatea mitologică similară cu Cupidon, Dragobetele este considerat fiul lui Dovchei, un bărbat chipeș, iubăreț, nevoie mare. Ce tradiții sunt de Dragobete? Înainte de vremuri pretutinde, prin sate se auzea zicala Dragobetele sărută fetele. Credința poporului român spune că cei care participă la Dragobete vor fi feriți de boli tot anul. De Dragobete se făceau logodne simbolice pentru anul următor sau fetele și băiații făceau frați de sânge. La prânz, fetele începeau să coboare spre sat în fugă. În sudul României, această goană fiind numită zburătorii. Fiecare bărbat urma fata care îi plăcea. Dacă flăcăul era iute de picior, atunci avea loc o sărutare mai îndelungată în văzul tuturor. Comunitatea este foarte interesată de ce se întâmplă, deoarece vor afla la ce munți vor merge toamna. După amiază are loc petrecerea. Une toată lumea, fie că este membru al unui cuplu, fie că nu, dansează, cântă și se simte foarte bine. Dragobetele este o sărbătoare populară celebrată de români pe 24 februarie, adică vineri probabil. Bun, deci eu sper să vă fi spus destule date ca să percepeți ce este cu această sărbătoare. Acum este rândul meu să-mi spun părerea liberă despre chestia asta. După părerea mea, îmi place că noi români avem și noi o sărbătoare, adică nu doar ziua îndrăgostiților sau Sfântul Valentin, care este sărbătoarea americană, cred. Și ne putem mândri și noi cu Dragobetele, care este foarte, foarte asemănătoare cu ziua îndrăgostiților. Dar da. Bun, deci cam atât cu acest episod, ai bun. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vedeți episoade, să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, nu mai bine. Pa, pa!